Ați ales să veniți în acest experiment să vă înfruntați fricile. Penis de taur perfect! Se oferă careva? Suntem în junglă, suntem sălbati. Mamă, ce? Este foarte, foarte greu. N-am mâncat nimic, nu mai pot să fac. Nici să mănânci, că nu faci bine. Mă depășește, e prea mult pentru mine, sunt obosită, mi-e foame. Sunetul ăsta îmi place. Yes, a venit masa, a venit masa. Mamă, ce frumos. Nu pot, duceți-vă de aici acum. Sper că m-am luat un cârcel aici. Am prea multe lipsuri ca să pot să rezist. Nu poți să duci mult în condițiile astea, oricât are ce timp. Păi de-abia ducem noi tine fără mâncare, săracul. Mă dor toate oasele de la dormit pe scândura aia. Nu mai pot! Mi s-a tăiat tot. Calm. Are șatele pe cap. Vai cât sunt. Doamne, groaznic. Haide! N-au gust, n-au nimic. Unu, cu ce s-a întâmplat? Stop. Mi-am dat stomacul peste cap. Ouleu! Picioare, jur. Mai! Nu vă ieși mâna. A sărit sus când m-am agățat de scară. Doctor! Ridici mâna. Radule, sine! Ești ok, Radu? El are claustrofobie. Hai că nu s-a terminat încă, Gianni. Gata, ai terminat. Stai liniștit. Ce respiram? Nici măcar nu mai aveam aer. Respiră. E doar un atac de panică. Medic, e rău, Alex. Da. Zi-mi de ce simți. Durere? Da, rău. Cred că e una din zilele alea când... ți este interzis să te gândești la... la casă, dar nu te poți abține. Mi-e dor de casă. Acasă pentru mine înseamnă familia. Dorul este, există. Când e vorba de mama, e greu să vorbesc. Copil, animale. Le iubesc pe toți de mor. E pe mine! Mama mea! A venit și ploaia. Este ceva... nu știu, nu pot să explic. Wow! A căzut aia! Toți am dormit în frică că mai vine o ploaie. Haide. Fraților, ce e asta? Ce? Părăsim campul, că e taifun. Haide. Bă, dar ce-i cu gluma asta? Nu mai am răbdare nici să aștept eliminările. Cred că e momentul în care creierul meu a abandonat. Sunt celebru, scoate-mă de aici! Sunt celebru, scoate-mă de aici!